Pensiile speciale pentru aleșii locali nu mai intră deocamdată în vigoare. Codul administrativ aprobat acum câteva luni în Parlament care a instituit aceste favoruri pentru primari și viceprimari a fost declarat astăzi neconstituțional în ansamblu de către CCR. Sesizarea la Curtea Constituțională a fost făcută de președintele României, dar și de 44 de parlamentari de la PNL, USR, PMP și câțiva neafiliați. O altă prevedere controversată a aceluiași cod administrativ permite aleșilor locali să poată fi persoane fizice autorizate sau să administreze o întreprindere familială. Printre pre prevederile legii se numără eliminarea pragului de 20% pentru folosirea limbii materne a minorităților naționale în prefecturi, primării, consilii județene și locale. Interesant este faptul că, deși conține prevederi extrem de controversate, practic decizia CCR a fost luată pe motive de procedură. Astfel, Curtea a reținut faptul că legea criticată a fost adoptată fără ca avizul Consiliului Economic și Social să fi fost solicitat cu prilejul declanșării procedurii parlamentare, iar unele articole au fost aprobate de Camera Deputaților în calitate de for decizional cu nerespectarea principiului bicameralism.